Moment controversat la amicalul dintre România și Anglia. Doi jucători români au refuzat să îngenuncheze la începutul partidei în semn de solidaritate cu mișcarea Black Lives Matter. Ticolorii Nicușor Stanciu și Ionuț Nedelcearu au așteptat în picioare începutul partidei. Amicalul dintre Anglia și România, desfășurat la Middlesbrough, a debutat cu un gest devenit tradiție la meciurile din Anglia. Jucătorii au îngenunchiat în semn de solidaritate pentru mișcarea antirasistă Black Lives Matter. Au fost însă și doi jucători români care au refuzat acest gest. Nicușor Stanciu și Ionuț Nedelcearu au rămas în picioare și au așteptat fluierul de început al partidei. Stanciu a mai trecut printr-un asemenea episod, când el și colegii de la Slavia Praga nu au încenunchiat la meciul cu Arsenal din această primăvară, refuzul lor fiind la acea vreme criticat de englezi. În Anglia există deja mai multe controverse legate de gestul făcut de jucători. De altfel, mai mulți suporteri prezenți pe Riverside Stadium au huiduit momentul. Pe teren, România a înregistrat o nouă înfrângere. Tricolorii au pierdut cu 1-0 partida de pregătire. Eroul partidei a fost însă portarul Florin Niță, cel care a reușit să apere un penalti.